Inspectoratul de Jandarm Județean Olt a organizat vineri 1 aprilie o serie de manifestări în spațiul public prilejuite de sărbătorirea Zilei Jandarmeriei Române. Festivitățile au debutat la ora 11 în sala de ședințe a Consiliului Județean Olt, unde în prezența reprezentanților instituțiilor colaboratoare, a personalului inspectoratului, a foștilor comandanți și a ziariștilor din presa locală, au fost prezentate mesajele de felicitare adresate cu ocazia Zilei Armei, au fost prezentate recompensele acordate celor mai meritoși jandarmi olteni, au fost premiați câștigătorii concursurilor sportive și s-au înmânat invitațiilor diplome aniversare. Domnule prefect, domnule vicepreședinte al Consiliului Județean, doamnelor și domnilor invitați, vă mulțumesc că sunteți alături de noi la acest moment aniversar. Devine deja o tradiție faptul de a participa la această activitate cu o delegație de vizitare americană de la baza TVSL-ul, a căror prezență o salut cu rugămintea de a se prezenta. I would like to introduce yourself, please. Thank you. Ziua de 3 aprilie anului 1850 a fost momentul care a marcat întemeierea jandarmeriei române. În urmă cu 166 de ani, domnitorul Grigore Alexandru Ghica promulga actul normativ care consfințea apariția spațiului militar românesc a unei structuri pregătite să intervină pentru păstrarea echilibrului și rigorilor legii. Acest demers de inspirație europeană marchează începutul activității unui organism de ordine publică cu structură militară, credibilă și stabilă, aflată numai în slujba legii. Jandarmeria română și-a câștigat în timp un fireș bine meritat prestigiu, devenind o instituție care și-a asumat cu profesionalism rolul de garant al siguranței cetățeanului, al drepturilor și libertăților sale fundamentale. Rezultatele obținute în acest sens au determinat creșterea încrederii populației în jandarmerie, în capacitatea sa de a gestiona eficient și echidistant provocările la adresa mediului de securitate. Dacă urmă cu 26 de ani, jandarmeria era o instituție care ieșea doar în mod excepțional în misiune în afara zidurilor propriilor cazări, la acest moment putem vorbi, fără putință de tăgadă, despre dimensiunea națională și internațională a misiunilor instituției și despre contribuția sa la dezvoltarea și consolidarea politicii de securitate și apărare. Și astăzi există perspective bune de evoluție, iar ca și priorități pe termen scurt, avem în vedere o activitate preventivă mai dinamică și adaptare la realitatea fenomenului antisocial, profesionalism și eficiență pe segmentul de ordine publică, operativitatea și eficientizarea intervenției, apropierea de spațiul școlar vulnerabil în fața infracționalității, iar ca un corolar putem afirma că liniștea cetățeanului este obiectivul nostru numărul 1. Acum, la acest aniversar, se cuvine să rememorăm faptele înaintașilor noștri care au slujit sub faldurile pro-jandar și să aducem un pios omagiu eroilor jandar care și-au îndeplinit datoria față de țară de-a lungul vremii. Sigur că am avut și neîmpliniri, însă, aflându-ne la un moment aniversar, trebuie să fim călăuziți de încrederea că vom reuși să continuăm realizările bazate pe profesionalism, dăruire și eficacitate, dând satisfacție investiției de credibilitate a cetățeanului român. De ziua armei, adresez întregului personal al inspectoratului calde și respectoase mulțumiri pentru modul în care și-a făcut datoria în fiecare zi. În continuare, dau cuvântul domnului colonel Poată Marin, primul ajun, pentru a prezenta mesajul inspectorului general, domnul general de brigadă, Marin Andreanu. Jandarmilor cu prilejul zilei armei. La începutul lunii aprilie, jandarmeria trăiește efervescența festivităților dedicate zilei armei. Iar acesta este un prilej de rememorare a principalor momente din istoria instituției. Este unul din cele mai importante, este cel al, unul dintre cele mai importante, este cel al înființării. În primii ani după Revoluție, prima dată cerca pe care o cunoaștem era 1 septembrie, când, la 1893, lua ființă jandarmeria rurală. După câțiva ani, în urma cercetării arhivelor, am descoperit că 3 aprilie 1850 este un izvor mai vechi pentru înființarea unei structuri de jandarmerie. Astăzi pot afirma că nici aceasta nu reflectă apariția jandarmeriei pe teritoriul românesc. Regulamentele organice din 1831, prima Constituție a țărilor române, prevedeau ținerea unei jandarmerii în cele două principate care se baza pe structuri existente la acea dată. Este important să recunoaștem trecutul, dar prezentul reprezintă provocarea cea mai mare. Amenințările globale solicită organismelor internaționale un răspuns comun, iar jandarmeria română este chemată să participe la acțiunile forțelor dislocate în diferite teatre de operație. Toate acumulările în aceste misiuni, valorile, modul de luptă și procedurile de acțiune, organizarea, atitudinea și comportamentul
au fost transferate rapid și în activitatea curentă. Nu trebuie să uităm că elita ce ne reprezintă în teatrele internaționale trebuie să fie dublată de o puternică jandarmerie internă, educată, foarte bine pregătită, capabilă să-și îndeplinească cu eficiență și succes misiunile solicitate și stabilite pentru perioada imediat următoare de către comunitate. Creșterea gradului de siguranță a cetățeanului, reinstruirea autorității statului prin impunerea legii, nu prin negocierea ei, oferirea unor garanții solide că societatea română își poate asigura ordinea și siguranța publică sunt doar câteva dintre aceste obiective. Dragi colegi, în zilele de sărbătoare, fiecare prezintă ce are mai bun și amintește realizările și performanțele. Cred că sărbătoarea de astăzi nu ar trebui să fie un moment de laudă, să ne bucurăm mult de realizări, să ne vedem limitele, să privim către viitor cu nemulțumirea celui care știe că putea face mai mult. În condițiile unor amenințări fără precedent, suntem datori să căutăm să găsim soluții inteligente, plecând de la obiectivul de ordine publică până la cel de gestionare integrată a amenințărilor, ce pun în pericol siguranța sau integritatea statală. Trebuie să fim conștienți că suntem o instituție care se vede nu numai la vreme de pace, ci și la vreme de război sau, Doamne ferește, în vreme de criză. În astfel de momente, ochii se îndreaptă spre noi și va trebui să, să probăm încrederea de care ne bucurăm printr-o reacție așteptată și suficientă ca efectele dorite de adversar să nu se producă. Pentru fiecare jandar, momentul aniversar de astăzi ar trebui să fie unul al conștientizării valorilor care ne-au oferit constanță și eficiență, devotamentul, sacrificiu, onoarea și spiritul de corp al individualității unice a jandarmeriei și mai ales a rolului pe care cetățenii încerc să jucăm, garant al siguranței publice și al aplicării corecte a legii. Arătăm că suntem capabili de acest lucru și vom demonstra și în continuare, pentru că putem face totul cu pasiune și cerem și credem în ceea ce facem. La mulți ani jandarmeria română, la mulți ani tuturor jandarmerilor, în puternicii inspector general al jandarmeriei române, general de brigadă Marian Andreana. Doamnelor și domnilor, stimați colegi, instituție cu tradiție, pilon al statului de drept și reper important al sistemului militar românesc, jandarmeria română deține un rol cheie în asigurarea protecției cetățenilor și a liniștii sociale. Intervenția dumneavoastră proptă în situații dificile a devenit deja o obișnuință care ne oferă siguranță și încredere. Astăzi, la acest aniversar, gândurile noastre se îndreaptă spre dumneavoastră, dragi jandarmi, cei care dați forțe și prestigiu instituției pe care o reprezentați, fiindcă jandarmeria sunteți dumneavoastră. Cu profund respect și prețuire, vă adresez cele mai calde felicitări pentru conștiința profesională de care dați dovadă în îndeplinirea nobilei dumneavoastră medii. Datorită sacrificiului, curajului și altruismului pe care l-ați arătat de fiecare dată, ne simțim în siguranță atunci când sunteți în preajma noastră. De fiecare dată când suntem în fața dumneavoastră, constat că nu găsesc cuvintele cele mai potrivite pentru a vă mulțumi ceea ce faceți tot timpul pentru noi. Așadar, pentru modul exemplar care sunteți alături de noi, vă felicit, vă mulțumesc și vă doresc multă putere de mult. Dragi jandarmi, stimați invitați, iată că astăzi se fac 166 de ani de când jandarmeria română se află în slujba cetățenilor din România. Prilej cu care noi, administrația județeană, transmitem un mesaj de mulțumire, de respect și un sincer la mulți ani. Județul Olt este un județ mai sigur și datorită dumneavoastră. Pentru că indiferent de vreme, că este iarnă, că este vară, că este zi liberă, că este zi de muncă sau sărbătoare, dumneavoastră sunteți prezenți la datorie și vă faceți cu devotament. Prezența mea astăzi aici înseamnă și o bună colaborare între instituțiile noastre, dar de asemenea înseamnă și o susținere din partea noastră față de toate activitățile și acțiunile jandarmeriei române. Vă spun încă o dată la mulți ani și pentru că urmează sărbătorile pascale, vă urez să aveți sărbători liniștite. Cu ce mai devreme în mesajul pentru general se vorbea de eu aș spune că preocupările sunt ceva mai vechi. De fapt, 1829 apare în istorie ca fiind momentul în care cineva începe să gândească un plan de organizare acestei formațiuni. Este vorba de Costache Monachie.
1829-1830 va urma înscrierea acestui document, pe urmă în 1831 cu stabilitatea asistăm la formarea acestei structuri militare. Înaintașii dumneavoastră au trecut prin toate marile momente ale istoriei poporului român. Au fost de față și întotdeauna comunitatea s-a bazat pe această forță. Și dumneavoastră, astăzi, putem să constatăm că urmați același exemplu minunat. Liniștea, ordinea și în cadrul societății sunt foarte importante. Am sesizat cu toții faptul că fiecare dintre dumneavoastră a însemnat foarte mult în acest sens. Instituția mea colaborează foarte bine cu jandarmerie. Și această colaborare am văzut-o cu toate celelalte instituții. Ceea ce înseamnă că toți membrii acestei unități, comanda, știu să răspundă cu exactitate la ceea ce oamenii au nevoie. Nu pot decât să vă urez în continuare cel puțin o activitate la fel de bogată, la fel de bun și să știți că aveți din partea noastră, a celor din jur, toată stima și considerația. La mulți ani! Aspectul de pe lângă tribunalul Olt, unitățile de parte din subordine și inspectoratul de jandarmi județean Olt, doresc și eu să vă transmit aprecierile noastre ca urmare a eforturilor pe care dumneavoastră le depuneți în munca de zi cu zi și totodată să vă felicit pentru încrederea de care vă bucurați în rândul cetățenilor, încredere pe care v-ați câștigat-o datorită profesionalismului cu care v-ați îndeplinit datoria. Așadar, vă transmit și eu un sincer călduros de la mulți ani și multă putere de muncă. Conform ordinului Inspectorului General al Jandarmeriei Române, numărul 1015 din 28 martie 2016, cu prilejul zilei Jandarmeriei Române, următorii subofițeri din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Olt se înaintează în gradul următor, cel de plutonier adjutant, înaintea expirării stagiului minim, după cum urmează. Plutonier major Bolțoiu Marian, plutonier major Chiriță Eugen, Gorea Constantin Cosmin, plutonier adjutant șef Nicolae Iulian, major Uricata Florin, Satova de Șap, locul 1, plutonier major Pungaru Costin. Locul 2, plutonier major Pioteasa Florin Marius. Locul 3, plutonier major Sanda Marian. La fotbal tenis, locul 1, echipa formată din Săpitan Scarlat, plutonier Enache și subocotenent Bărăscu Georgeu. Locul 2, echipa formată din plutonier Lucu Andrei, plutonier ajutant Cârbu Mihail, plutonier major Mitrică Ionel. Echipa formată din plutonier ajutant Senche Mihai, plutonier major Ștircu Iulian și plutonier major Ficiar Laurențiu. La proba de ciclism, locul 1, plutonier major Stegaru Constantin. Locul 2, plutonier major Stoian Liviu. Locul 3, plutonier major Floricel Elena Simona. La popa ștafetă, locul 1,
locotenent Bărăscu, plutonier major Prioteasa, plutonier Pitiș Ionuț și plutonier major Pârpulescu Cănuț. Plutonier major Doricel Simona, plutonier major Stroiuleasa Ovidiu, plutonier Enache Iulian și plutonier major Steganu Constantin. Locul 3. Plutonier major Rusu Marian, plutonier major Marinescu Costinel, plutonier major Coprișan George și plutonier major Barbu Nicolae. Consiliului Județean Colț. Inspectoratului de Poliție al Județului Colț. Inspectoratului pentru situații de urgență al Județului Colț. Direcției Județene de Informații Colț. Centrului de Promovare și Perfecționare a Polițiștilor Nicolae Iulescu, Slatina. Serviciului de Informații și Protecție Internă a Olt. Serviciului Teritorial al Poliției de Frontieră Olt. Serviciului Anticorupție pentru Județul Olt. Serviciului Județean Olt al Arhivelor Naționale. Biroul pentru Imigrări Olt. Centrului Medical Județean Olt. Dețeană de Telecomunicații Speciale Olt. De combaterea criminalității organizate Olt. Centrul Militar Județean Olt. Bazei 99 Militare de Vesel.
pentru contribuția adusă la promovarea imaginii instituționale, se acordă diplome aniversare astfel. Cotidianului eveniment de oră. Cotidianului Gazeta Lui. Săptămânalului Linia Tânc. Postului local de televiziune OTV. Săptămânalului Orizul Portean. Postului local de televiziune Prima TV Sfântul. De presă VGTV. Săptămânalului Ziarul de Oră. Domnului colonel în rezervă Gheorghicianu Ion. Pentru a familiariza cetățenii cu misiunile, dotarea și rolul jandarmeriei în societate, activitățile au continuat cu organizarea unor standuri de prezentare, puncte de contact și informare în spațiul public pe bulevardul Aicuza din municipiul Slatina, în zona Consiliului Județean Olt și a instituției prefectului județul Olt. S-au organizat ateliere interactive, precum cel de prezentare a trusei criminalistice și cel de arte marțiale, unde copiii s-au putut antrena cu instructori jandarmi. Au fost prezentate autospeciale de intervenție, materialele folosite în misiunile de asigurare și restabilire a ordinii publice, mijloacele de intervenție antiteroristă, echipamente de comunicații și câinii de serviciu pe care unitatea îi are în dotare. În cadrul manifestărilor au fost distribuite materiale promoționale, informative și preventive educative și revista Lege și Ordine editată de inspectorat.